Joe Biden alocă $1 triliard pentru transformarea infrastructurii. Acesta este al doilea mare proiect de dezvoltare în care investește. Și la noi, ciucă se uită la drumuri. În decembrie, premierul a construit bugetul cu cea mai mare alocare pentru transporturi și a mai plusat cu 2 miliarde la rectificare. În ce s-au transformat aceste alocări, vedem cu toții. Dar cel mai bine ne spune Alex Vâlvoi de la Asociația România Fără Gropi. Bună ziua și mulțumesc pentru prezența la Alef News. Niciodată banii alocați nu sunt suficienți, cel puțin asta spun miniștrii, însă avem și bani europeni de această dată. Întrebarea este cum folosesc autoritățile de la noi acești bani mai exact. Bună ziua! Într-adevăr, necesitatea de bani pentru infrastructură în România este una foarte mare, deoarece în trecut nu s-au cheltuit banii corespunzător sau nu s-au cheltuit deloc și la rectificări banii erau luați de la Ministerul Transporturilor și dați la alte ministere. Acum vorbim de o suplimentare către Ministerul Transporturilor. Este binevenită, care contribuie sau ar trebui să contribuie la proiectele deja aflate în curs sau pentru cele care ar trebui făcute prin PNRR. Evident, cele prin PNRR, opinia noastră asociației este că nu vor fi făcute, deoarece nu este timp până în 2026 să fie finalizate aceste proiecte și astfel să beneficiem de acei bani alocați din PNRR pentru infrastructură. Suntem în urmă, nu mai avem timp. Asta este adevărul, iar proiectele puse în PNRR să fie făcute pentru infrastructură, să fie făcute cu banii din PNRR, erau niște proiecte care, mă rog, sunt niște proiecte foarte mari care nu aveau cum să fie realizabile. Și o să vedem anii următori că nu le vom realiza. În fine, cum am spus, este foarte bine că s-a suplimentat bugetul la transporturi. Rămâne aceeași variabilă care ne afectează de fiecare dată. Pe ce vom cheltui și cu cine vom cheltui? Cât timp avem această problemă a pe ce și cu cine, cine va administra, cine va manageria respectivele proiecte, infrastructura din România nu se va dezvolta și cu atât mai mult cu cât încercăm o comparație cu Statele Unite, unde și acolo este nevoie, de aceea se și alocă asemenea sume. E adevărat, este o țară mult mai mare, însă problema noastră rămâne, cum am spus, cine și cu ce. Ce ne lipsește nouă în România pentru a avea sisteme fluide de transport, atât feroviar cât și rutier? Conducător capabil să înțeleagă necesitatea unei infrastructuri dezvoltate și adecvate mileniului în care trăim. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile.